Bună ziua tuturor, bun găsit la o nouă etalare. Voi face oroscopul zilei pentru Zodia Berbec, 14 octombrie. Haideți să vedem împreună ce va fi astăzi Zodia Berbec. Cineva din trecutul dumneavoastră, persoane sau circumstanțe îndepărtate se vor reîntoarce în viața dumneavoastră. Astăzi vă veți ocupa cu lucrurile din trecut, lucrurile nerezolvate, veți primi omagii, veți atrage. Da, veți merge în vizită, veți face vizite, veți vorbi cu bunicii astăzi sau veți lua legătura cu o persoană mai în vârstă din trecutul dumneavoastră. Cereți sfatul acestei persoane că cu siguranță vi-l va da, da? Această persoană văd că este înțeleaptă. Dacă aveți nevoie să luați niște decizii, cereți sfatul persoanelor mai în vârstă, pentru că aceste persoane vor ști să vă sfătuiască cât mai corect, da? Fiți prudenți în deciziile voastre, fiți prudenți în ce privește trecutul dumneavoastră, în ce privește aceste vizite care le veți face, da? Astăzi vă veți simți afascinați, veți atrage privirile, veți fi mai lejeri. O persoană care nu mai există printre voi, o persoană dragă vouă de sex feminin, mai în vârstă, bunică, mamă, vă stă aproape de acolo de unde este, da? Această persoană vă protejează și vă ajută să atrageți beneficii, da? Da, astăzi va fi o zi lejeră, să spunem așa, și vă veți ocupa cu lucrurile din trecut, le veți rezolva cu lejeritate. Haideți să vedem și îngerii pentru Zodia Berbec. Un grup de artiști creează sau caută un grup de persoane care au aceleași idei de artă ca și tine sau au aceleași talente pentru a avea inspirație, prietenie și susținere. Ai nevoie să cauți persoanele ca și tine. Ai nevoie să îți cauți grupul tău de prieteni, grupul cu care ai lucruri în comun. Caută acea familie de suflet care te poate înțelege și vei primi inspirația necesară și ajutorul care ai nevoie, da? Acolo îți vei găsi prietenii buni pentru tine. Sau e posibil ca tu să ieși în oraș cu prieteni, sau e posibil ca tu să mergi în vizită la prieteni, la persoanele dragi ție sau la persoanele apropiate de sufletul tău. Acestea au fost spuse, vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem data viitoare. Vă sfătuiesc să vă înscrieți la canalul meu pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. În acest mod veți primi notificări cu videoclipurile care le voi distribui. Vă doresc o zi cât mai plăcută. La revedere!